iată, așa s-a terminat povestea. Hai să ne plecăm, deja e ora 12. Nu, stai, mai am încă una. Hai. Așa. Este un monstru care el se preface în oameni sau în animale. Și dacă el te cheamă în ajutor, tu dispari. Pentru că el te cheamă în ajutor ca el să te facă să dispari întotdeauna. Dar unde el este și la ce oră vine? El este în pădure și vine la ora 5 sau 6 dimineața, până se trezește lumea. Tu ce mă spari? Noi suntem aproape de pădure. Suntem aproape de pădure? Noi suntem aici protejați de oameni. Așa că gata, hai să ne culcăm. Mi somn deja. Ok, hai. Mă duc afară. Cu copii. Ce e acolo? A, ia să mișcă! Așa un monstru care vine la 5 sau 6 dimineața. Da. Fuge cineva după mine și cred că e acesta. Dacă nu ai uitat, păi noi aici... Ajutor! Vezi, copiii se joacă. Tu glumești? Nu, nu glumesc. Acolo se extraterestre, da? Nu știu cine, dar cineva este. Și să-ți spun una. Noi suntem aici singuri. Poate cineva a venit, că aici sunt multe case, nu doar una. Nimeni, nu-i. Bine, dacă tu vrei așa, hai să ne ducem afară și să vedem dacă nimeni nu-i. Câteva lucruri oribile în cap și apoi mi le spui mie, dar nu iese nimic. Acum și-ți arăt ceva. Iată, iată. Ai înscris-o? Ia. Și e? Alex. Alex. Alex nu era aici. Acum văd și te cred. Trebuie să facem un plan. Trebuie să ne ducem... Ajutor! În casă, mă, repede! M-ai spus... Fugim! Fugim! Ajutor! Ai auzit? Aha!
Așa, ne punem aici ca să nu ne ajungă duhul și ne trebuie zahăr. Zahăr. Unde e zahăr? Sare, nu? Sare, da, sare. Uite, sare aici. Așa, așa. Facem un cerc așa mare. Așa. Hai să te ajut. Nu trebuie. Așa. Acum trebuie să spunem. Așa tu. Du-te, duhule, de aici. Du-te, duhule, de aici. Du-te, duhule, de aici. Du-te, duhule. S-a dus. Ce să facem? Deschideți ușa. Stai, din fată s-a transformat într-un băiat? Păi stai. Monstru se transformă în oricine. Am o idee. Gata, mă, gata. Unde-i sarea? Am uitat-o, dar deja nu-i fac să ne ducem înăuntru. Ok, poate să iei scaunul. Hai. Gata, nu stai. Să mergem. Ela. Unde e Alex? Eu nu vreau să fiu singură. O fată. Ajutor! Stop. Dar dacă e fata aceea? Dar dacă e fata aceea? Alex a scăpat scaunul. Cred că s-a dus încolo. El este cu o fată. Oh nu, cred că e monstru. Alex! Stop, e monstru! Ajutor! Salut, de ce plângi? Vezi măcarul acela? Da. El m-a fugărit și m-am lovit tare. Nu înțeles și te doare tare, da? Bine, cred că trebuie să ne ducem la sora medicală. Sofie, ce faci tu aici? Nu, Alex, e monstru! Care monstru? Tu ești un monstru! Ne-ai fugărit o oră întreagă! Nu, ea zice că l-a fugărit măgarul și acum mă doare rana. Ias? Tu ai strigat ajutor? Da, și eu încă am bătut la ușă. Tu ai scris Alex și Sofia? Da, tu? Lista aceea e prietenul mei. Ei o să vină azi la petrecere, seara. Am înțeles. Sorry. Totuși, dacă ne-am cunoscut, haideți să vă invit la petrecerea mea astăzi, seara, la ora 6. Iuhuu!